Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit din nou! Înainte de a trece la subiectul documentarului de astăzi, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine în număr cât mai mare. De-a lungul timpului am reușit, împreună cu echipa mea, să realizez pentru dumneavoastră aproximativ 1000 de documentare, cred eu, cu informații destul de interesante. Iar acum să trecem la treabă. Astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre scandaluri, corupție, cruzime și depravare sub umbrela credinței la vârful Vaticanului. Papa Ștefan al VI-lea a fost papa al Romei în perioada mai 896-august 897. El a fost numit cardinal de Anagni de către papa Formosus. Circumstanțele alegerii sale sunt neclare, dar a fost susținut de una dintre cele mai puternice familii romane, Casa Spoleto, care contesta papalitatea la vremea respectivă. Papa Ștefan al VI-lea este amintit în istorie în special datorită comportamentului său față de rămășițele papei Formosus, penultimul său predecesor. Corpul putred al lui Formosus a fost exhumat și judecat în așa numitul sinod sau Consiliu al Cadavrului din ianuarie 897. Presiunea familiei Spoleto și furia lui Ștefan împotriva predecesorului său au dus la acest eveniment extraordinar. Cadavrul papei Formosus a fost proptit pe un tron și un diacon a fost numit ca să răspundă pentru pontiful decedat. În timpul procesului, cadavrul lui Formosus a fost condamnat pentru că a exercitat funcțiile unui cardinal, după ce fusese deposedat de această funcție și pentru că a primit pontificatul în timp ce era cardinal de Porto. Printre alte acuzații care fuseseră îndreptate împotriva lui, în timpul pontificatului lui Ioan al VIII-lea. Cadavrul a fost găsit vinovat, dezbrăcat de veșmintele sacre, i s-au tăiat cele 3 degete ale mâinii drepte, cu care creștinii binecuvântează. A fost îmbrăcat în haine laice și îngropat rapid. Apoi a fost dezgropat încă o dată ca urmare a unui nou val de ură și aruncat în Tibru. Toate numirile în funcții făcute de Formosus au fost anulate. Procesul a fost numit la acea vreme Sinodul Cadavrului sau Sinodus Horrenda și a inaugurat una dintre cele mai corupte epoci din istoria papalității. Biserica catolică nu se sfiește întotdeauna să își ascundă trecutul macabru. În Italia, la Biserica Santa Maria dell'Orazione e Morte, o călugăriță te îndeamnă să fotografiezi cripta ei plină de oseminte, în schimbul unei mici donații. La Santa Prasede, un paracliser îți indică puțul în care Sfântul Praxedis și Sfânta Pudensiana au aruncat sângele celor 3000 de martiri pe care îi adăposteau. În cripta capucinilor poți cumpăra chiar și cărți poștale în care apar călugări mumificați, cadoul perfect pentru cei dragi. Dacă vă interesează într-adevăr astfel de atracții morbide, locul perfect pe care trebuie să îl căutați este Bazilica San Giovanni Laterano. Aceasta este biserica în care, în anul 897, Papa Ștefan al VI-lea a pus în scaunul de judecată cadavrul aflat în stare de putrefacție al papei Formosus. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu Papa Formosus, trebuie să înțelegem mai întâi că totul în jurul lui se destrăma. Imperiul lui Carol cel Mare se fărâmița treptat în fracțiuni tot mai mici. Conducătorii feudelor nou rezultate
și au îndreptat atenția spre comorile Romei, cerând bani pentru protecție, în timp ce orașul era devastat de atacul sarazinilor din anul 846. În interiorul Bisericii Catolice se duc lupte acerbe pentru cucerirea tronului papal, iar pentru a obține acest lucru aveau nevoie de sprijinul conducătorilor laici. Povestea sinodului cadavrului începe în timpul domniei papei Ioan al VIII-lea. La acea vreme, Formosus a fost episcop de Porto, suburbia romană, nu orașul din Portugalia. Un misionar de succes, cunoscut pentru răspândirea catolicismului în tot regatul bulgar. Fiind recunoscut pentru succesul de care dădea dovadă în îndeplinirea misiunii sale, Formosus a fost întors de papa Ioan al VIII-lea din călătoria sa și a fost acuzat de încălcarea unei legi care împiedica episcopii să dețină puterea asupra mai multor teritorii de jurisdicție. Mai mult decât atât, papa l-a acuzat pe Formosus de încălcarea unei legi care interzicea exprimarea deschisă a aspirațiilor la tronul pontifical. Drept urmare, Formosus a fost excomunicat. După cum s-a dovedit, paranoia lui Ioan al VIII-lea era justificată. El a fost primul papă ucis de proprii săi supuși. Inițial a fost otrăvit, dar ucigașul și-a pierdut apoi răbdarea și l-a omorât pe pontif, lovindu-l cu un ciocan în cap. Ulterior, papa Marinus I l-a repus pe Formosus în funcția de episcop. În 884, papa Adrian al III-lea l-a succedat pe Marinus, însă domnia sa a durat numai un an. Papa Ștefan al V-lea i-a urmat la scurt timp după aceea. În cele din urmă, în anul 891, a urmat la tron papa Formosus. El a reușit să dețină puterea timp de 5 ani, înainte de a muri din cauza unui accident vascular cerebral. Succesorul său, Bonifaciu al VI-lea, a fost ales rapid pentru a pune capăt revoltelor de la acea vreme. Însă el a fost o alegere neobișnuită, deoarece a fost caterisit de 2 ori pentru comportamentul său imoral. Următorul papă este ales Ștefan al VI-lea. Acesta a dat ordin ca Formosus să fie exhumat și judecat pentru crimele de care a fost acuzat în timpul pontificatului lui Ioan al VIII-lea. Dorința de a obține putere papală și conducerea exercitată asupra mai multor zone de jurisdicție. Procesul a declanșat un scandal public. Deși instigatorii procesului au fost probabil dușmanii lui Formosus, din familia Spoleto, care își recăpătaseră puterea în Roma la începutul anului 897, scandalul s-a încheiat prin întemnițarea lui Ștefan și moartea sa prin spânzurare, în vara lui August 897. Se pare că motivul profanării ar fi fost închegarea unor alianțe politice cu o facțiune adversară lui Formosus. Dar mai mult decât atât, unele voci spuneau la acea vreme că Ștefan al VI-lea era acuzat de exact aceleași lucruri pentru care Formosus a fost condamnat. Formosus l-a făcut pe Ștefan episcop, iar acesta a devenit episcop al Romei, titlu care vine odată cu cel de papă, în timp ce acesta ocupa în continuare acest post. Înainte de debutul procesului de judecată, cadavrul lui Formosus a fost deshumat, îmbrăcat în haine papale și așezat pe un scaun în biserica San Giovanni Laterano. Un diacon a fost desemnat să vorbească pentru cel acuzat, însă cel însărcinat nu a putut spune prea multe, deoarece papa țipa la cadavru aproape tot timpul.
La un moment dat, în timpul procesului, un cutremur a zguduit pereții bazilicii, deteriorându-i. Dar chiar și în fața acestui semn de rău augur, Formosus a fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare. A fost dezbrăcat de veșminte și au fost tăiate cele trei degete de la mâna dreaptă, folosite pentru a face semnul crucii. Inițial, Ștefan a dat ordin ca Formosus să fie îngropat într-un loc izolat. Însă, ulterior, s-a răzgândit și a decis ca trupul defunctului să fie aruncat în râul Tibru. Aflând de cele întâmplate, locuitorii Romei l-au aruncat în închisoare, unde a fost strangulat în celula sa. Mai târziu, în acel an, biserica San Giovanni Laterano a fost distrusă aproape în totalitate în timpul unui incendiu. Cel care i-a urmat lui Ștefan al VI-lea pe tronul pontifical a fost Papa Romanus. Acesta a anulat toate acțiunile predecesorului său, dar a fost alungat în mai puțin de un an. Succesorul său, Papa Teodor al II-lea, a fost cel care a reușit să recupereze corpul lui Formosus. Ioan al IX-lea a supravegheat reînhumarea fostului papă în Catedrala Sfântul Petru. În acest loc se păstrează până în ziua de astăzi o placă pe care apar numele tuturor papilor îngropați aici. Aceasta este una dintre foarte puținele dovezi ale sinodului cadavrului. Vaticanul, reședința Sfântului Scaun, a devenit stat suveran printr-un act semnat de Mussolini, care punea astfel capăt disputelor dintre guvernul italian și biserică și îi dădea acesteia din urmă libertatea deplină, fără controlul unei puteri laice. Vaticanul, cea mai mică țară din lume, are 1 km². Este practic o enclavă în capitala Italiei, Roma. Papa este șeful statului, iar celelalte funcții de conducere sunt ocupate de clerici. Papalitatea nu este însă egală cu sfințenia. Istoria consemnează exemplele unor papi care, sub umbrela credinței și a puterii date de cea mai înaltă funcție de la Vatican, au comis fapte teribile, violuri, crime și alte atrocități care nu rimează cu sfințenia. Papa Ștefan al VI-lea a stat doar un an în fruntea Vaticanului, urmându-i în anul 896 papei Formosus. A rămas ca fiind cel mai odios papă din istorie și a urât atât de mult predecesorul, încât a pus în scenă sinodul cadavrului. Un alt papă extrem de sadic, cunoscut ca un demon deghizat în straie papale, a fost Benedict al IX-lea. Acesta a fost singurul din istorie care a fost uns papă de 3 ori, în 1032, în 1045 și în 1047. Cum se explică asta? În 1044 a renunțat la funcție pentru o mare sumă de bani. S-a întors anul următor la Vatican, dar după numai o lună a plecat iar. I-a cedat tronul nașului său, însă nu gratis, ci pentru 650 de kilograme de aur. În 1047 a devenit papă pentru a treia și ultima oară. Anul următor, papa Damasus al II-lea l-a dat jos de pe tron și l-a forțat să părăsească Roma. Se pare că a mai avut câteva încercări de a recâștiga tronul papal din exil, dar toate au eșuat. Un prelat contemporan cu Benedict al IX-lea a lăsat scris despre acesta că ar fi fost homosexual, sadic, imoral până în măduva oaselor și un demon deghizat în preot. Papa Sergiu al III-lea este singurul din istorie care a ucis un alt papă,
pe Leon al V-lea, care se afla în temniță la numirea sa. Temniță în care fusese aruncat de un cardinal puternic, care îi era dușman. Același Sergiu mai este unic într-o privință. A avut un fiu nelegitim, care a ajuns la rândul său papă, Ioan al XI-lea. Pontificatul lui Sergiu al III-lea a rămas în istorie drept o pornocrație, o perioadă a amantlăcului și a promiscuității. Ioan al XII-lea, acuzat de viol și de venerarea zeilor păgâni, a fost numit papă în 955, iar în anul 963 a fost demis de un conciliu convocat de împăratul roman Otto I. Acuzațiile care au dus la pierderea funcției, hirotonirea unui diacon într-un grajd, numirea unui băiat de 10 ani ca episcop, transformarea palatului papal într-un bordel, violarea femeilor sosite în pelerinaj, subtilizarea ofrandelor aduse de credincioși la catedrala Sfântul Petru, invocarea zeilor păgâni în timpul jocului de zaruri și chiar venerarea diavolului. În 1513, când a devenit papă, se pare că Leon al X-lea i-ar fi spus fratelui său: Dumnezeu ne-a lăsat papalitatea, așa că să profităm de ea. Și chiar a profitat. Indiferent care erau păcatele, dacă credinciosul avea punga plină, obținea iertarea lor direct de la capul bisericii. Potrivit unor însemnări, Leon ar fi folosit banii obținuți astfel pentru reconstruirea catedralei Sfântul Petru. Conform altora, i-ar fi folosit pentru sine. Ar fi fost un popă plin de vicii și înclinat către lux, iar asta i-ar fi atras mânia unora dintre cardinali, care au pus la cale asasinarea lui. Leon a aflat de complot, iar cardinalii implicați în el au sfârșit otrăviți. Un an mai târziu, după ce Otto I a părăsit Roma, Ioan al XII-lea s-a întors pe tronul papal și i-a mutilat pe toți cei care au susținut înlăturarea sa. A murit după numai câteva luni, se pare că în urma unei bătăi crunte, încasate de la un bărbat cu nevasta căruia se încurcase. Un alt papă, Alexandru al VI-lea, se trage din cel mai infam clan din perioada Renașterii, Borgia, care a dat în total 11 cardinali, 3 papi, o regină a Angliei și un sfânt. O familie despre care a rămas consemnat în zeci de manuscrise că era căzută în păcat. În dreptul membrilor ei sunt trecute crime odioase și relații incestuoase. Alexandru al VI-lea, pe numele său real Rodrigo Borgia, a avut mai mulți copii nelegitimi, dintre care notorii sunt Cezare, ridicat de tatăl său la rangul de cardinal și apoi de duce, după îndeplinirea cu succes a unor ordine nemiloase, dar considerate sfinte, și Lucreția, care până la 38 de ani când a murit, a bifat 3 căsnicii tumultoase, un soț asasinat, amanți cu zecile, 7 fii, dintre care unul nelegitim, incesturi și crime oribile. Despre papa Alexandru al VI-lea se spune că organiza petreceri ce degenerau în orgii, iar ospețele pe care le dădea se încheiau cu aducerea unor torturi imense, din care ieșeau băieți goi. Un alt papă, Inocențiu al IV-lea, aflat pe scaunul papal din 1243 până în 1254, a aprobat tortura pentru smulgerea confesiunilor de la eretici. Teribila instituție a Inchiziției a înflorit sub oblăduirea sa, iar instrumentele create pentru chinuirea oamenilor nevinovați s-au înmulțit teribil. În anul 1252, papa Inocențiu al IV-lea emite bula papală Ad Extirpanda,
prin care autorizează tortura ereticilor. Papa Inocențiu al IV-lea s-a născut ca și Sinibaldo dei Fieschi, în jurul anului 1195, în Genova sau Manarola, Republica Genoveză, și a încetat din viață la 7 decembrie 1254, în Napoli, regatul Siciliei. A fost un papă al Bisericii Universale, începând cu 25 iunie 1245 și până la moartea sa. A fost precedat de către papa Celestin al IV-lea și succedat de către papa Alexandru al IV-lea. Un alt papă din rândul celor care fac subiectul acestui documentar este Clement al VII-lea, pe numele real Giulio de Medici, născut pe 26 mai 1478 la Florența. A fost un membru al familiei de Medici și papă al Romei din 18 noiembrie 1523. A avut o relație atât de proastă cu împăratul Carol al V-lea, încât acesta din urmă a invadat Italia în mai 1527 și a făcut prăpăd în capitală. Clement al VII-lea, la rândul lui, s-a refugiat atunci prin pasajul Borgo, în castelul San Angelo, care a fost asediat de adversarii lui un timp îndelungat. Fiind amenințat și cu asasinarea Caterinei de Medici, s-a predat până la urmă. După arestarea papei, toată familia de Medici a fost izgonită din Florența. În data de 29 iunie 1529, Clement al VII-lea a încheiat cu împăratul Carol V-ul pacea de la Barcelona. Așa cum clanul de Medici a primit înapoi Florența, așa și papa a ajuns din nou stăpânul statului bisericesc. Pe 24 februarie 1530, papa Clement al VII-lea l-a și încoronat pe Carol V-ul la Bologna. Datorită reformei protestante, împăratul i-a cerut papei invocarea unui conciliu, ceea ce cel din urmă a refuzat. La fel, Clement al VII-lea a refuzat cerința lui Henric al VIII-lea să îl divorțeze de Catarina de Aragon, așa că regele englez s-a dezis de papă, ceea ce a dus până la urmă la crearea Bisericii Anglicane și o nouă șciziune bisericească. Clement al VII-lea a decedat pe 25 septembrie 1534, în urma consumului unor ciuperci otrăvitoare, fiind înmormântat în Bazilica Santa Maria sopra Minerva, din Roma. Până când a murit, a stat sub semnul urii profunde a poporului, care nu i-a putut ierta distrugerea Romei. Mai mulți cronicari ne-au lăsat scrisă istoria bizară a unei femei papă, papesa Ioana, care ar fi reușit să urce în ierarhia Bisericii Catolice, deghizată în bărbat, și ar fi ocupat cea mai înaltă funcție de la Vatican aproape 3 ani, undeva pe la sfârșitul secolului al IX-lea și începutul secolului al X-lea. Povestea papesei, pe care v-am împărtășit-o și vouă, s-a răspândit în Europa prin secolul al XIII-lea. Un istoric a lăsat scris că ar fi fost cunoscută ca papă sub numele de Ioan Anglicus sau Ioan Mainz, iar altul că s-ar fi descoperit că este femeie atunci când a născut fix în centrul Romei pe Via Sacra, în plină procesiune. Imediat după ce a devenit mamă, ar fi fost legată de coada unui cal, târâtă și apoi ucisă cu pietre. Conform unui alt cronicar, femeia nu ar fi fost omorâtă, ci aruncată în temniță, iar fiul ei ar fi ajuns episcop. Vaticanul nu recunoaște existența papesei, ba chiar o respinge, catalogând-o drept un simplu mit. Însă o regulă respectată multă vreme de cea mai înaltă instituție catolică pare a da veridicitate poveștii. Este vorba despre testul sexului.
Sedia stercoraria este un scaun de marmură găurit, pe care fiecare papă trebuia să se așeze înainte să fie învestit, pentru a-i fi verificată bărbăția. Abia după aceasta, papa era uns cap al Bisericii Catolice. Există în istoria zbuciumată a Vaticanului și un papă care nu a mai ajuns să urce pe tronul pontifical. Pe 23 martie 752, la o zi după moartea papei Zaharia, a fost ales noul Sfânt Părinte în persoana lui Ștefan al II-lea. Înainte să fie uns și să-și preia funcția, pe 25 martie, Ștefan al II-lea a fost găsit mort. Oficial, i-a cedat inima. Neoficial, au existat multe voci care au pus sfârșitul lui neașteptat pe seama otrăvirii. Cardinalii au pus capăt repede speculațiilor, alegând de grabă un nou succesor, culmea, unul numit tot Ștefan, care a devenit papa Ștefan al III-lea. Din cauză că nu a apucat să fie uns, Ștefan al II-lea nu se află pe lista oficială a papilor care s-au perindat pe Sfântul Scaun. Așa cum am văzut, instituția papală deține o colecție de neegalat de acte de corupție și criminalitate acumulate de-a lungul secolelor, iar adevărata istorie a papilor este plină de scandaluri, cruzime, depravare, domnie a terorii, războaie și corupție morală. Voi cunoașteți și alți papi care au șocat prin faptele lor? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare.